Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 5 august, ai o dorință puternică de autoexprimare. Natura ta interioară și un bun simț al umorului sunt asociate cu elocvență și inventivitate, iar combinația de inteligență și abilități creative te premiază cu idei inovatoare și cu toate instrumentele necesare pentru a le transforma în realitate. Persoanele și locurile noi îți absorbe energia, iar nevoia profundă de diversitate și schimbare te solicite să cauți noi activități și sarcini interesante în viață. Ești capabilă să-ți implementezi deciziile cu mult curaj, perseverență și intenție. Deși poți avea o natură emoțională, demonstrezi o putere extraordinară asupra sentimentelor și îți atinge obiectivele într-un mod natural și ușor. În orice situație, tu păstrezi un aspect rece și imperturbabil, dar acest lucru nu este la fel de ușor cum pare, de fapt, este puțin ca și cum ai sta pe un vulcan, mai devreme sau mai târziu, descoperi că gradul de succes este direct proporțional cu capacitatea ta de a controla și direcționa energia care urmărește ieșirea și să rămâi calmă, deși te concentrezi asupra aspectelor mentale. Nu se poate nega adevărata perfecțiune fizică ce ți-a fost dată, semnul tău zodiacal aparține constelației Leu, semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, abilitatea de a ierta, talentul, creativitatea, devotamentul, demnitatea, fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere. Poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută? De obicei, la armonizarea relațiilor, din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Semnul zodiacal îți definește un set de calități și trăsături de bază ale caracterului. Nu-ți place singurătatea? ești sociabilă. Inerent pentru tine este un sentiment de stil. Iubești lingușirea. Tu însă -ți ești capabilă să lingușești cu moestrie, dar o faci rar, cu demnitate și tact. Ești puțin idealistă. Această calitate te împiedică să eviți dezamăgirea. Echilibrul și calmul vin odată cu experiență. Tendința ta spre violență ar trebui să fie sublimată în aspirațiile creative. Deoarece natura ta explozivă este capabilă să creeze opere care într-adevăr încurajează publicul. Pentru a evita consecințele neplăcute, trebuie să ți drum de la o vârstă fragedă, tendințele tale agresive către sportul competitiv și la alte tipuri de activități fizice. Șahul, jocurile video, jocurile de noroc, pot servi ca o ieșire pentru tendințe războinice. Izbucnirea furiei tale nu este foarte plăcută de urmărit, chiar mai rău este să fii obiectul mâniei tale. Cu toate acestea, ești de obicei conștientă de daunele fizice și psihologice cauzate de indignarea ta, poți evolua într-o stare mai înaltă a conștiinței. În domeniul relațiilor de prietenie și de dragoste, poți suferi mulți ani înainte să înveți să te îngrijești cu adevărată de cei dragi pentru tine. Pentru viteza de acțiune, precum și pentru luarea deciziilor fără restricții, libertatea ți este necesară. În consecință, ar trebui să ai întotdeauna o anumită independență și inițiativă personală, chiar și atunci când te, te afli într-o companie sau într-un grup, aceste lucruri nu implică faptul că nu ești în măsură să cooperezi sau să muncești din greu cu ei, dar te simți mai fericit atunci când ești responsabilă diferit în lupta pentru binele comun. În cele din urmă, pentru tine, blândețea și bunătatea sunt foarte importante. În anii tinereții ai fost confiscată de dorințe și pasiuni, dar în timp îți dai seama de importanța atașamentului și începi să-l exprimi deschis și fără rușine. Tânjindă după atenția și generozitatea unei persoane importante în zilele tinereții, te străduiești să o imiți în orice, Chiar trecând pragul maturității, te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești generoasă, creativă, sinceră, veridică, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 5 august soarta ta? Ești capabilă să-ți realizezi toate ideile și planurile tale cu entuziasm, un anumit grad de perseverență și dedicare. Din moment ce ești marcată de natura ta emoțională, îți vei arăta puterea asupra altor oameni, folosind emoțiile tale pentru a-ți atinge scopul într-un mod mai ușor. În ceea ce privește adoptarea unei decizii constructive, ai nevoie de propria inițiativă și libertate, chiar dacă lucrezi într-o echipă. Dragoste și compatibilitate. Tu nu poți fi numită plictisitoare. Prietenia și colegialitatea sunt atât de importante pentru tine încât te le poți confunda cu dragoste. În strânsă uniune, ai nevoie de libertate. Vei fi un partener pasional, entuziast și empatic dacă nu devii prea restrictivă. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Universul ți-a destinat să fii încrezătoare, entuziastă, persistentă și pretențioasă. Te distingi prin entuziasm în rezolvarea problemelor complexe. Dificultățile nu te înspăimântă, din potrivă, stimulează îmbunătățirea abilităților sociale și profesionale. Născută pe 5 august, ai ca al doilea patron astral pe Mercur. Această planetă ți oferă o calități speciale. Se pare că din copilărie ai practicată diplomația. Abilitățile constructive de comunicare se formează rapid și ușor. O altă trăsătură născută a ta este abilitatea de a rezolva în mod inteligent problemele. În plus, nu ești dispusă să argumentezi. Scopul, perseverența, orientarea spre afaceri determină calitățile de manager. Un astfel de angajat în companie este de valoare cu greutatea sa în aur. Că ești puțin cam capricioasă, puțin sensibilă, că necesiți o atenție sporită față de persoana ta, dar cu siguranță ți se apreciază meritele. Ești corectă, suficientă de tacticoasă, dar de neclintit. Decizia ta, ca regulă, nu se anulează. Sănătate și boli. Tu recunoști importanța menținerii corpului în formă bună. Cu toate acestea, poți fi mai interesată să devii mai puternică și mai frumoasă decât să-ți îmbunătățești sănătatea internă. Cele mai comune capcane pentru tine sunt fumatul, băutul și mâncarea fără discriminare, astfel încât ar trebui să încerci să controlezi aceste vicii, precum și emoțiile tale. Nu renunța la dragostea de a mânca bine, dar trebuie să faci o alegere în favoarea unor alimente mai sănătoase. Cursurile de gătit pot fi de mare ajutor în acest sens. Competiția sportivă îți poate oferi un mod excelent de refulare pentru tendințele agresive. Trebuie să acorzi atenție vaselor de sânge și inimii. Aceste organe sunt în pericol. Ești predispusă la hipertensiune arterială, boli de inimă după vârsta de 40 de ani. Destinul și norocul universul a hotărât să fii activă și energică. Ai un farmec uimitor cu care poți influența oamenii. Poți convinge pe cineva de corectitudinea ta, poți susține cu interes suportării. Ești viclană, poți găsi o cale de ieșire din orice situație. Ești însoțită de succes în afacerile financiare. Dar dacă neglijezi principiile morale, atunci, ca rezultat, vei crea mari probleme în viața ta, pierzând multe din ceea ce ai avut. Sfaturi pentru tine. Ai o mulțime de puncte fortei, tact directitate, responsabilitate, imperturbabilitate. Dar există și acelea care împiedică realizarea obiectivelor, mai ales sunt exigențe excesive chiar prostești. Te va ajuta calmul pentru a evita posibilele probleme în relațiile de familie și la locul de muncă. Învață să apreciezi afecțiunea și bunătatea. Reducerințele tale. Învață să ți exprimi sentimentele într un mod mai acceptabil și mai constructiv ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeți într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur. Atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou în jositor. Ca pisică grațioasă, adoji confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.